Și suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Dragoș Frumosu, președinte Sind Alimenta. Bună seara! Salut, bună! Sunt oamenii îngrijorați. Ce se întâmplă mai departe? Prețurile par să crească de la o lună la alta. Este cel mai scump an, spun foarte mulți dintre ei, și practic foarte mulți nu-și mai permită să pună murături, să cumpere și pentru toamnă, să facă toate acele conserve pe care le făceau în alți ani. Fără discuție că este o situație delicată. Acum lucrurile se împart. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu neapărat trebuie să dăm vina pe pandemie și după 3 ani de zile care au trecut să motivăm că pandemia este în primul rând cea care a condus la creșterea de prețuri. Ceea ce vreau să vă spun este că, în primul rând, sigur, a fost seceta care a fost, dar observăm că măsurile luate de guvern nu au avut rezultatul scontat. Pe de o parte, prețul produselor plafonate a condus la schimbarea tipului de produs, astfel încât cele care au fost cu preț plafonat au început să dispară de pe piață. Pe de altă parte, nu putea să fie asigurată o cantitate suficientă pentru toată lumea și măsura a condus la creșterea altor prețuri. Ceea ce se întâmplă în piață, pe de o parte, este vine și din direcția faptului că nu producătorii sunt în piețe. Sunt foarte puțini producători în piețe și ei sunt pe undeva obligați să se alinieze prețurilor din piață. În general, în piețe sunt, n-aș spune speculanții, sunt cei care cumpără de la producători și care vând la prețuri de 2-3 ori mai mari. Din cauza asta, în piețe se întâmplă și se găsește prețul ăsta, pentru că la poarta fermierului prețul este de cel puțin 2 ori mai mic. Și atunci vin și spun următorul lucru. Am dat o lege acum, cred că vreo 2 ani, privind produsele vândute pe lanțul scurt. Era foarte bună legea, ea a fost armonizată cu legislația europeană, numai că am pus căruța înaintea boilor. Am luat această măsură, dar nimeni nu s-a gândit și n-au apărut nici norme, nici legislația n-a prevăzut cine transportă aceste produse de la fermier. Pentru că dacă fermierul s-a ocupat să-și transporte produsele, costurile lui nu neapărat creșteau. Pentru că, indiferent de situație, sigur că transportul influențează prețul produselor. Dar hipermarketurile în general și în piețe se dorește cantitate pe lângă calitate. Și atunci, ca să asigur cantitatea, aceste produse trebuiau colectate de la producători, depozitate undeva, sortate, cele care merg spre vânzare directă să fie produsele sortate și alese pentru această categorie, iar celelalte să intre, să spun așa, în zona de procesare. Și atunci lucrurile ar fi stat altfel. Dar în momentul în care măsurile nu există și măsurile luate au condus la creșteri de prețuri, gândiți-vă, inclusiv creșterea TVA-ului la produsele tradiționale și la produsele bio. Deci noi, în loc să încurajăm să vindem aceste produse românești, noi am crescut TVA-ul la ele, ca și cum nu am avea dreptul să mâncăm produse mai sănătoase. Dar care ar fi soluția? Aș vrea să vă întreb, domnule Frumosu, există, poate nu în București, într-adevăr, și în orașele mari, dar în orașele mai mici există acest obicei ca oamenii să cumpere de la producători mici din județ, care vând la poartă, practic, și vând la un preț mult mai bun. Și asta este valabil și pentru legume, fructe, dar poate și pentru brânzeturi. Le cumpără, bineînțeles, cu banii jos, că nu se pune problema de fiscalizare, dar e o soluție de a cumpăra mai ieftin. Credeți că asta va deveni pe termen lung o variantă? Poate să fie o variantă, dar nu este suficientă. Din punctul meu de vedere, cea mai eficientă soluție este asociația, cooperativa, sau cum vrem să o numim. Noi ne-am ferit de termenul ăsta de cooperativă, că a venit dinainte de 1990, dar în toate țările din Europa se numesc cooperative. În momentul în care oamenii sunt într-o asociație, ei pot deveni acționari în funcție de suprafața de teren pe care o dețin. În momentul în care există asociație și fermierii vând prin asociație, sigur că sămânța sau răsadul cumpărat pentru într-o cantitate mai mare costă mai puțin. Mai mult decât atât, asociația sau cooperativa poate să facă o prognoză. În baza contractelor pe care le face cu marile rețele comerciale, chiar și cu piețe, pentru că producătorii, asociația ar trebui să aibă un număr de tarabe în fiecare piață, ceea ce nu se întâmplă în ziua de astăzi, și să-și vândă produsele acolo. În condițiile astea,
toată întreaga cantitate de produse pe care o au fermierii va fi vândută, pentru că nu mai pune fiecare și roșii și gogoșar și ardei și ceapă și în funcție de cerință, fiecare producător se face un calcul și la nivel de asociație se realizează o cantitate. Da. În felul ăsta întreaga cantitate și oamenii nu se vor mai plânge că le rămâne marfa pe câmp, că nu o pot vinde sau că vin acești comercianți, nu-i numesc speculanți, acești comercianți care cumpără de la poarta lor și vând de 2-3 ori mai scump în piețe. Până una deci alta, până când se vor aplica aceste propuneri, altfel foarte interesante de care vorbeați dumneavoastră, pe termen mediu, să spunem, pentru toamnă-iarnă, pentru sezonul rece, dumneavoastră ca expert, ce prognozați? Vom avea în continuare scumpiri sau măcar să ne plasăm într-o zonă de asta de platou în ceea ce privește prețurile? Fără discuție că prețurile vor ajunge la un anumit nivel și vor stagna, pentru că la un preț foarte mare ele nu se vor vinde, dar nu trebuie să neglijăm un lucru. Sezonul pentru produsele românești, legume și fructe, se încheie în maxim o lună de zile. Și atunci vor apare produsele din import la prețuri mult mai mari. Gândiți-vă că o caterolă de roșii de câteva sute de grame costă între 5 și 20 de lei, deci kilogramul foarte scump. Și atunci este evident că piața, este prețul pieței, este dictat de aceste importuri atâta timp cât noi nu avem un sezon prelungit. Am venit cu forma aia de sprijin pentru tomate. Sigur, a dat rezultate, a prelungit puțin perioada de producție a roșiilor noastre, dar eu nu aș fi dat banii direct fermierului, i-aș fi dat asociației, astfel încât fermierul să vină în asociație pentru a primi acești bani. Și atunci încurajam asocierea, trebuie să venim cu niște măsuri care să încurajeze asocierea, pentru că oamenii sunt speriați de țepele spus pe limba română pe care le-au luat de-a lungul anilor. Da, poate că, așa cum spuneați și dumneavoastră, unul dintre motive este faptul că te face să gândești la perioada dinainte de 89, dar da, e o soluție foarte interesantă cea de care vorbiți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, Dragoș Frumosu, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe acum.